școlii aici la Bucovina TV. Ne revedem într-o perioadă de vacanță, vacanță intersemestrială anului școlar 2017-2018, dar așa cum e și firesc, preocupările pentru școală, pentru educație rămân pentru fiecare, chiar dacă este vacanță. De altfel, profesorii sunt la școală, sunt în activitate. Doar cei mici au luat o pauză de o săptămână. Mulți dintre ei, însă, din dorința de a rămâne conectați la ceea ce s-a întâmplat în semestrul întâi, probabil că n-au lăsat cu totul cartea deoparte, mai ales că elevii din clasele terminale, clasa 8-a, 12-a și clasa 4-a, cei mai mici ei, vor avea în semestrul al doilea evaluări importante. Emisiunea din seara aceasta este o emisiune, sper că va fi, de fapt, o emisiune interesantă, deoarece ne propunem să vorbim despre o instituție importantă, spun eu, în orizontul educațional sucevean. Este o instituție care își propune să consilieze, să ajute părinții, cadrele didactice și, bineînțeles, elevii. Și pentru că se apropie înscrierea în clasa pregătitoare, înscriere care este precedată pentru un ideo, o evaluare psihosomatică, vom vorbi și despre acest lucru. Cine sunt invitații din seara aceasta veți afla însă după prima parte a emisiunii. Începem cu un calendar al zilei de astăzi, 6 februarie, pentru a continua apoi cu informații din educație la nivel național și, bineînțeles, local. Începem așadar. Pe 6 februarie, în anul 1696, apărea în tipografia instalată la Mănăstirea Snagov prima tipăritură. Cartea, publicată sub îngrijirea lui Antim Ivireanu, era dedicată lui Constantin Brâncoveanu. Tot pe 6 februarie, în anul 1885, Spiru Haret este numit secretar general al Ministerului Instrucției și al Cultelor, pentru că de multe ori amintim de Spiru Haret și despre ce a făcut el pentru învățământul românesc. Iată e moment de amintire. Spiru Haret a fost matematician, astronom și pedagog român de origine armenească, renumit pentru organizarea învățământului modern românesc, în funcția de ministru al educației de 3 ori. Mergem mai departe și spunem că tot pe 6 februarie, în anul 1898, a avut loc la Paris premiera poemei române compusă de George Enescu. Era prima apariție publică în calitate de compozitor a acestuia la vârsta de 16 ani. Tot pe 6 februarie, în anul 1952, Elisabeta a II-a devine regina Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, după moartea tatălui ei, regele George al VI-lea. Pentru ca, în 2017, regina Elisabeta a II-a să marcheze cea de-a 65-a aniversare ca suveran, devenind singurul monarh britanic care celebrează jubileul de safir. Pe cine sărbătorim pe 6 februarie? Să spunem că în anul 1908 s-a născut Geo Bogza, scriitor și ziarist român, membru al Academiei Române, cunoscut celor din curtea școlii datorită scrierilor pe care le studiază și mi-amintesc aici de Cartea Oltului, un roman pe care l-am studiat, dacă nu mă înșel, în clasele gimnaziale. Tot pe 6 februarie, în anul 1933, s-a născut Florin Holban, prozator și poet român. În 1950, artiști care au marcat, poate, tinerețea unora. Pe 6 februarie se năștea Natalie Cole, cântăreață americană, prima interpretă de culoare care a reușit să obțină premiul Grammy. Iar din spațiul mioritic, pe 6 februarie, s-a născut Cătălin Crișan. Deci astăzi este ziua lui, aceea care sunt fanii lui, probabil că s-au gândit la el sau i-a trimis mesaje. Să vedem ce sărbători marcăm în această perioadă. Să spunem că pe 9 februarie marcăm Ziua Internațională a Stomatologului, pe 11 februarie este Ziua Internațională a Bolnavilor, o zi proclamată în anul 1992 la inițiativa Papei Ioan Paul al II-lea. Pe 13 februarie marcăm Ziua Internațională a Radioului, pentru ca
pe 14 februarie, să marcăm o zi pe care mulți dintre noastre o cunoaște, ziua Sfântului Valentin, ziua darurilor și a iubirii, zi sărbătorită mai ales în Europa Occidentală și în Statele Unite ale Americii, dar marcată de ceva vreme și la noi în țară. Mulțumesc, ca de obicei, în continuare celor care sprijină emisiunea noastră. Este vorba de doamnele Anca Axente, Maria Ciobanu și Anca Mihailov de la salonul de coafiură Perfect Style, situat în cartierul Opcini. Și merg mai departe, așa cum spuneam, cu informații la nivel național. Ministerul Educației a anunțat perioada simulărilor celor mai importante examene pentru elevi, astfel încât în luna martie sunt puși la încercare elevii claselor a 11-a, a 12-a, dar și elevii claselor a 8-a. Simulările probelor scrise pentru bacalaureat și pentru evaluări naționale. Este vorba de aproximativ 500.000 de elevi care sunt așteptați să se înscrie. Să spunem că participarea la aceste simulări nu este obligatorie, prezența nu este obligatorie, dar e, spun eu, de participat la aceste simulări, pentru că ele nu își propun, așa cum știți, o ierarhizare a elevilor, ci să îi familiarizeze cu rigorile acestor examene pe care le vor susține la finalul ciclurilor de învățământ. Și poate aici, colo, să se mai decidă unde e de remediat, unde e depus accentul mai mult, astfel încât la finalul anului cei de clasa 8-a, a 12-a, să se mândrească cu rezultate frumoase la evaluările naționale și la bacalaureat. O altă informație importantă de data aceasta pentru cadrele didactice este legată de calendarul mobilităților personalului didactic de predare pentru anul școlar 2018-2019, care a fost deja publicat. Aceia care sunt interesați de acest calendar pot să îl consulte pe site-ul Ministerului Educației. De asemenea, a apărut legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. Aceste modificări și completări privesc tot pe profesori, se referă la aceia care au deja o vechime de peste 25 de ani în învățământ cu gradul didactic 1, care pot beneficia de o reducere a normei didactice cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului, dar aceste cadre didactice trebuie să depună o cerere pe care să o adreseze direcțiunii. În urma acestei cereri vor putea beneficia, așa cum spuneam, de o reducere a normei didactice cu 2 ore săptămânal. Aceeași lege stipulează și reîncadrarea în funcția personalului didactic pensionat, cel care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare. Cei care își doresc să mai lucreze, să-și continue activitatea, își pot depune o cerere în perioada 13-19 aprilie, iar această cerere, bineînțeles, se face anual. Mergem mai departe și spunem că fostul ministru al Educației Naționale, domnul Liviu Pop, așa cum ne-a obișnuit, pe pagina dumnealui de Facebook a postat un mesaj de data aceasta de final de mandat, în care a precizat că în timpul celor 7 luni a încercat să elimine ceea ce era nociv în sistemul educațional. Știți prea bine că atâta vreme cât a fost ministru, dumnealui a înregistrat câteva premiere, una dintre ele fiind manualul de sport pentru clasa 5-a, faptul că a interzis auxiliarele pentru o vreme, cât timp au fost ele reverificate, a încercat să compenseze lipsa manualelor de clasa a 5-a cu un compendiu care n-a fost chiar pe placul tuturor. De asemenea, au avut loc și câteva demisii de inspectori școlari generali și
O altă schimbare destul de controversată a fost aceea că manualele școlare pot fi tipărite doar prin intermediul editurii didactice și pedagogice. Cam acestea au fost lucrurile la care s-a referit domnul Pop. Între timp, știm că locul dumnealui a fost luat de domnul Valentin Popa, cel care a fost rectorul Universității din Suceava. Dar cine e în locul domnului Popa, în calitatea de rector? Purtătorul de cuvânt al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, Ștefan Purici, a anunțat că prorectorul responsabil cu cercetarea în cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, domnul profesor universitar doctor Mihai Dimian, este cel care a preluat atribuțiile de ordonator de credite al instituției academice. Pentru aceia care nu-l cunosc pe domnul Mihai Dimian, e poate că important de știut că dumneavoastră lui este profesor universitar în domeniul ingineriei electronice și telecomunicațiilor și prorector cu activitate științifică. Are o experiență de 15 ani în cercetare și predare la universități de prestigiu din Statele Unite ale Americii, Franța și Germania, obținând tot în străinătate un titlu de doctor al Universității Maryland din College Park. Iată, multe lucruri care se poate mândri domnul profesor. Sperăm că în noua funcție pe care o deține va reuși să facă lucrurile la fel de bine cum a făcut-o la catedră. Între timp revenim la actualul ministru al educației, la domnul Valentin Popa. Prima decizie a dumnealui în calitate de ministru a fost aceea de a introduce niște cursuri de etică și integritate academică pentru studiile universitare de masterat și doctorat, obligatorii începând cu anul universitar 2018-2019. Dacă e sau nu e nevoie de astfel de cursuri, noastră rămâne să decideți, având în vedere discuțiile și experiența recentă, ceea ce s-a întâmplat în aceste legat de doctorat, de masterat, studiile masterale și doctorale, cred că se cuvenea un astfel de curs, deși uneori teoria e teorie, practica e cu totul altceva. Dar iată, o primă decizie a noului ministru al educației. Domnul ministru al educației a spus că va ține cont și de acea consultare publică care s-a făcut pe net legat de structura anului școlar 2018-2019 și au exprimat opiniile mulți părinți în cadrul acestui studiu, ajungându-se la concluzia că cel mai bine ar fi ca anul școlar viitor să înceapă pe 17 septembrie. Să vedem dacă într-adevăr se va ține cont, așa cum a spus domnul ministru, de această consultare publică. Între timp, probabil ați aflat că săptămâna trecută sindicatele din învățământ s-au agitat un pic mai mult pentru că au fost câteva decizii care au nemulțumit. Președintele Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, domnul Marius Nistor, a declarat pe 31 ianuarie, după discuțiile purtate la guvern cu premierul Viorica Dăncilă și mai mulți miniștri, că s-a dovedit că în perioada imediat următoare e nevoie să se constituie prin intermediul prefecturilor comisii de dialog social care să analizeze punctual cazurile referitoare la comasările de școli sau de clase. Iată, aceste comisii vor fi înființate, comisii de dialog social din care vor face parte reprezentanții ai inspectoratelor școlare, al federațiilor sindicale și, bineînțeles, reprezentanți ai părinților. În cadrul acestor comisii, discutându-se așadar despre necesitatea comasărilor școlilor, claselor, precum și despre efectele generate de toate aceste proceduri. În discuția pe care a purtat-o reprezentantul Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, s-au atins și alte puncte legate de acordarea voucherelor. Se pare că, până la urmă, sunt unele probleme. O să vedem dacă o să mai fie acordate, așa cum s-a propus în februarie-martie. S-a mai discutat și despre banii care trebuie plătiți salariaților din învățământ care au câștigat drepturi în instanță, despre sporurile pentru condiții de muncă din învățământ, despre problema posturilor blocate. Foarte multe subiecte de discuție interesante.
Discuție, spuneam, o să vedem dacă vor fi materializate promisiunile care s-au făcut în cadrul acestor discuții. Un prim pas este însă înființarea acestor comisii de dialog social. Mergem mai departe. De data aceasta trecem la niște concursuri. Un prim concurs este cel organizat la nivel european, un concurs internațional de promovare a valorilor patrimoniale, a arborilor. Anul acesta participă 13 țări, una dintre ele este și România, care participă după o întrerupere de 6 ani și sunteți invitați să votați arborele european al anului. În această competiție spuneam că sunt înscrise 13 țări. Țara noastră este reprezentată anul acesta de un arbore din județul nostru, stejarul din Cașvana. Puteți intra pe site-ul acestei competiții în intervalul 1-28 februarie să alegeți doi arbori preferați și să îi votați. Fiecare vot va conta și ar fi, cred, încă un motiv de mândrie acela ca anul acesta să fie ales ca arbore european, cel mai frumos, cel mai îndrăgit, cel din Cașvana. Mai aveți timp, așadar, să vă exprimați votul. O altă informație, de data aceasta nu e un concurs, ci e o conferință internațională organizată de școala gimnazială numărul 10 din Suceava pe 17 martie, Conferința Internațională Valori Europene în Educație. Este o conferință cu mulți parteneri europeni. E vorba de instituții din Italia, Estonia, Polonia, Macedonia, de asemenea parteneri județeni ai acestei conferințe, simpozion internațional, Inspectoratul Școlar al Județului Suceava, Casa Corpului Didactic George Tofan, precum și Asociația Regională pentru Educație și Dezvoltare a RED Suceava. E un eveniment organizat pentru schimbul de experiență a cadrelor didactice, aceia care sunt interesați, bineînțeles, pot afla mai multe informații de la sediul școlii numărul 10, cum spuneam. Și o ultimă informație, o ultimă veste care ne-a venit de la Muzeul Bucovinei prin domnul prin doamna Iuliana Roșca, șef birou Educație, Marketing și Comunicare al Muzeului Bucovinei. E un eveniment care se va desfășura în zilele de 14 februarie și 24 februarie. Cu siguranță v-ați dat seama din date că e un eveniment legat de sentimentele frumoase acestea de dragoste. De data aceasta e vorba de dragostea pentru cultură. Fiind drăgostit de cultură, iubește muzeele. Sub acest titlu sunt organizate activitățile pe care vor fi organizate activitățile pe care și le propune Muzeul Bucovinei, astfel încât cuplurile care vor călca pragul muzeului vor fi întâmpinate cu inimioare personalizate, cu care pot vota obiectul, vitrina sau sala care le-a plăcut cel mai mult. Mai sunt puse la cale diferite surprize pentru aceia care vor vizita muzeul în aceste două zile, diplome pentru îndrăgostiții de cultură și, bineînțeles, premii. E un mod foarte interesant de a atrage tinerii spre cultură, spre educație. O activitate pe care vă propune așadar Muzeul Bucovinei din Suceava. Acestea au fost informațiile pe care vi le-am prezentat. Vă spuneam că în seara aceasta avem invitați cu care vom vorbi despre educație. Este vorba de reprezentanți ai Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională. Îi spun bună seara și bine ați revenit în curtea școlii doamnei director al acestei instituții, profesor Maria Pavelescu. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Și doamnei profesor psihopedagog în cadrul aceluiași centru, profesor psihopedagog al Colegiului Național Ștefan cel Mare din Suceava, doamna Delia Dascălu. Bună seara, bine v-am găsit! Spuneam că vom vorbi despre educație, despre felul în care Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, în pe scurt CEJRAE, Suceava, despre ceea ce face în acest spațiu, despre felul în care îi ajută pe profesori
dar nu numai pe profesori sau în primul rând cui se adresează activitățile? Activitățile se adresează în primul rând elevilor, ei sunt grupul țintă, dar avem activități și pentru profesori și pentru părinți și consiliere și consultanță și implicare în tot felul de proiecte și activități de formare. Sunt convinsă că e o activitate bogată și foarte interesantă. Despre asta vom vorbi în această seară cu invitații și despre faptul că acest centru are o casă nouă unde îi putem găsi și cu ce ne pot ajuta pe noi toți cei preocupați de educație, părinți, profesori, elevi. Vom discuta după un scurt moment de publicitate.